Suntem în direct pe Facebook, pe câteva pagini de Facebook ale Asociației Hyde Park. Înregistrez acest video și pentru canalul meu de YouTube. O să-l publicăm poate și în grupurile de Hyde Park, grupurile noastre de libertate de exprimare. Deocamdată, dacă ne vedeți în direct, să știți că puteți să intrați cu noi alături folosind linkul de sub acest video. Link care vă duce la o platformă Skype, dar care nu vă obligă să aveți aplicația Skype sau un cont de Skype. Puteți doar să puneți un nume, un pseudonim și cu webcam sau cu microfon să intrați cu noi alături, să discutăm despre Biblie. Pentru că în Republica Moldova încă sunt alegeri, până la ora 9 nu avem voie să vorbim despre concurenții electorali. De aceea am ales și noi o temă veșnică, valabilă pentru toată lumea, pentru că suntem împrăștiați în toată lumea. Eu sunt la București, tizul meu Oleg Adrian Vlad e la Berlin, iar colegul nostru care a inițiat această discuție, Constantin Bobu, e la Chișinău. De aceea am ales un subiect care preocupă pe multă lume în zona asta considerată creștină, în partea asta de lume creștină, să discutăm despre cartea considerată sfântă, Biblia. Am ajuns la discuția asta, la discuția anterioară, se pare de acum o săptămână, când discutam despre tensiunile, despre conflictul din Orientul Mijlociu, unde nu prea sunt implicați creștini, se bat musulmani de toate culorile cu practicanții ai cultului mozaic, dar s-ar putea să fie conflictul bazat și pe chestii etnice, nu doar religioase. Dar iată, escaladarea conflictului s-a făcut după ce a fost bombardat un spital baptist sau oricum un spital creștin din sectorul Gaza. Și vorbind despre asta, am zis că iată, poate data viitoare o să vorbim despre cartea considerată sfântă aici, la noi, pe meleagurile noastre, la creștini. Constantine, dacă vrei să explici de ce am ales tema asta, că altfel colegul nostru foarte credincios, Oleg Adrian Vlad, sfârâie să vorbească și el despre asta. Eu vreau mai întâi să ne rugăm Da. Domnului mai întâi, dacă vorbim despre Nu, nu Biblie. ne rugăm domnului Oleg, aici e o discuție laică și vorbim ca despre o carte, nu vorbim ca despre Cartea Sfântă. E considerată de voi credincioși sfântă, dar de noi necredincioși e considerată o carte veche, prăfuită. Da, Constantine, de ce ai propus să Am discutăm crezut că despre asta? pur și simplu așa de tăți serioși, așa i-am gândit că Ai dacă vrut vă să rugați, faci o m-aș glumă, închide. am înțeles. Bun. Da, Oleg, după ce o să încheiem, tu o să poți să te rogi cu prietenii tăi, dar în ce Las, context? las că eu singur pot, mă rog, nu mă Bine, împreg. așa este. Bine, Am fost bine. împregă, mă rog, și nu-mi dați voie. Bă, da, roagă-te cât dorești. Dar ce semnificație are acum în acest context? Semnificația biblică constă în faptul că evreii pretind acele teritorii ale lor, care sunt ocupate de populațiile arabe, ca fiind ale lor biblice, istorice. Ierihonul, Hebronul. Hebronul a fost, cum să spun, cetatea patriarhilor. Acolo este necropola patriarhilor, Avraham, Isaac, Iacov și așa mai departe. Ierusalimul de est, unde este platforma aceea, Sion, unde a fost templul. Deci toate aceste locuri sunt pentru evrei semnificative din perspectiva asta biblică. Apropo, Biblia care e o colecție de scrieri a lor, a evreilor, pe care noi am preluat, adică cum spun, europenii creștini au preluat o colecție de scrieri a acestui popor, a evreilor, și respectiv noi am preluat, să spunem, strămoșii noștri au preluat acele zeități care au devenit doar un zeu. Deci acel zeu, să spunem Dumnezeu, este preluat de la ei, este inițial, să spunem așa, zeitatea supremă a evreilor sau Dumnezeu evreilor. Păi chiar avea cineva Apoi și a recent o arabilor. glumă acum la Halloween. Nu sărbăm Halloween-ul că e sărbătoare creștină, dar ateii ca noi glumeau. Da, este chip că Paștele și Crăciunul sărbătorile dacice de la Slobozie ori de la Da. Călăraș. În cerere tare. Dar nu prea înțeleg. Voi suduiți acum sau ce Nu spuneți? hulim și nu Nu, nu, nu. suduim și nu înjurăm, discutăm despre Nu, 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 eu semnificația nu Bibliei. înțeleg politica lui Bobo. El susține Biblia sau el are pretenții către Biblie? Eu nu înțeleg, că Hai ia să-l casa mea. lăsăm să vorbească, că el tocmai a început să explice. Aha, că Nu am vrut. eu Da. nu înțeleg.
Uite, nu am vreo pretenție către Biblie. Spunem că noi creștinii sau cine se identifică așa, a preluat această religie și acest zeu de la evrei, din scrierile lor care au format această colecție, deși dacă te duci la samariteni un pic altfel, dacă te duci la creștini etiopieni este un pic altfel, dar să spunem Biblia în general. Pe de altă parte, și arabii au preluat tot de la evrei, să spunem, înțelepciunile cele care apar în Coran. Deci, și Allah ar veni, în ebraic ar fi Eloh, adică stăpânul, ar corespunde cu același zeu, Yahuwah, da, Yehova. Așadar, avem niște popoare, să spunem, popoarele abrahamice, și acolo, în Israel, este conflict tuturor popoarelor, pentru că în Ierusalim sunt chiar și, de ce, reprezentanța diferitor culte, catolici, alții, protestanți și așa mai departe. Deci acolo este un ghem de religii, mai sunt și arabi creștini acolo, mai sunt și refugiați, de exemplu, din Egipt, să zicem, copți, care sunt ca și etiopieni, tot fel de creștini, înainte încât de când erau ortodoxi sau catolici. Deci e un ghem de conflict acolo și are biblică conflictul ăsta în care se întâmplă acum. Ei se numesc copți nu pentru că ar fi prăjiți pe tigaie sau arși de soare, ci așa e numele, din nu știu ce limbă e copt. Cubit, îi spuneau arabii, dar este de la termenul Chem, adică Egipt, chiar în limba egipteană. Și asta înseamnă pământul negru fertil. Pe de altă parte, mai avem în nord curzii, care nu înseamnă cruzi, să nu încurce cineva, ci sunt acei medo-persani, minoritatea dintre Iran și Turcia, care, mă rog, a devenit islamică, dar care tot are, printre această minoritate, există populații care au fost de rit creștin foarte vechi, nicobari sau nu știu cum se mai cheamă, arieni și așa mai departe. Însă creștinii în tot acest spațiu din Egipt până în Anatolia, să zicem, populația acestei creștini au avut de suferit, așa cum au de suferit și creștinii din Gaza. Mi se pare mie că au de suferit creștinii din Gaza, așa cum ai speculat ultima dată. Deci, și ce e cu cartea asta? Ea n-a fost scrisă în antichitate, pentru că atunci nu prea aveau scriere, dar era transmisă din gură în gură, ca balada Miorița, ca meșterul Manole, din gură în gură, din gură în gură, până când s-au apucat unii să scrie acum câteva mii de ani, și s-a transmis în diverse versiuni lingvistice. La noi, inițial, a ajuns, se pare, în greacă. Sau pe filieră slavonă, în bisericile noastre medievale, se vorbea din Biblie, din limba slavonă. Prima dată a fost tradusă în română, se pare, prin secolul 17-18. Pentru că până atunci nici nu prea exista limba română scrisă, se vorbea mai mult în slavona bisericească sau se vorbea în limbile imperiilor care ne-au tot Oleg, s-a dat pierdut. târcoale. Da, Oleg. Bobul s-a pierdut. Da, o să revină el. Nu. Vreau să spun că Gaza a fost un vechi centru creștin, așa cum a fost, de exemplu, și Ierusalim. Primii creștini, mă rog, au fost evrei care credeau în Isus. Ăștia au fost primii creștini. Dar au fost și din evrei elenizați, în Gaza, de exemplu, sau chiar greci sau alții care trăiau în Gaza și au devenit cei creștini. Asta așa ca referire la ce se întâmplă acum. Păi Însă, depinde de când numere, Constantine. Centrul creștin a fost după de Isus. 2000 de ani, după Isus. Dar până Exact. atunci au fost tot felul de culte, nu? Imperiul Roman avea tot felul de religii, de mult, mult Da. polietnice, nu? Sau Și au împrumutate. fost. Deci creștin a fost de la un anumit moment, Gaza. Și nu doar. Da, și nu doar populațiile creștine au fost vânate. Au mai fost și alte populații, să spunem, minorități religioase, care tot așa au fost vânate. Deci, în istorie, nu doar creștinii au pățit așa ceva. Și au dispărut. Deci și versiunile lingvistice care circulă în română abia de vreo două secole, două, trei secole traduse Biblia, până acum noi o citeam în greacă sau în slavonă. Întâi pentru comunitatea evreilor din Alexandria, deci Alexandru Macedon a mutat din Babil o parte din evrei în Alexandria și le-a oferit un cartier întreg, un sfert din Alexandria, era un cartier foarte prielnic și evreii deja nu mai vorbeau ebraica, nu că biblică, dar chiar ebraica elenistică nu mai vorbeau și atunci, cum să spun, o adunare din înțelepții lor au tradus din ebraica biblică, aia arhaică, în greaca elenistică, în coine, dialectul general, să spunem. Și ea era Septuaginta. Dar Iar care de la
Da? Care mesajul tău e că eu, tu ce vrei să spui nou? Că... Povestim cum a ajuns la noi textul Da. actual, pe care noi îl considerăm sfânt și care a fost denaturat, transformat, adaptat vremurilor de foarte multe ori, încât maica s-a pierdut mesajul inițial. Da, Da, un exemplu. Alexandria Care, aceea În din Egipt. Egipt, de la Marea Da. Mediterană. Au mai fost mai multe Alexandrii. Da, că Oleg pare un Vlad. nume grecesc, nu? Da, fondat de Alexandru cel Mare. Oleg Vlad, care este ideea în ce spun? Colecția de scrieri din Samaria este una. Acolo anumite cărți sunt acceptate ca și canonice și altele sunt respinse. Alte cărți, de exemplu, sunt respinse sau scrieri. Sunt respinse. Dacă te duci în Etiopia, altă colecție de carte este acceptată ca și canonică, adică un grup de cărți canonice, și altele sunt respinse. De exemplu, un anumit număr în Etiopia sau în Egipt, un alt număr în Samaria, un alt număr la creștini. Înțelegi? Deci există și multe alte colecții de scrieri care, așa cu timpul, în perioada bizantină, în Evul Mediu, au fost considerate că nu sunt canonice, ci unele chiar pot să te smintească, altele pur și simplu sunt bune de citit. Și noi știm că avem alte epistole, unele din aceste scrieri sunt și mai și contrafăcute, dar altele, de exemplu, sunt scrieri mai originale decât cele pe care le avem noi în Biblie, pentru că cele care au ajuns în Biblia în variantele traduse în limbile europene sunt copii după copii rescrise, transcrise, iar la copii, la, să spunem, traduceri, se denaturează tot sensul. Tot sensul termenilor vechi ebraici s-a denaturat de la început, de la acea traducere din greacă din ebraică în greacă. Mai ales că evangheliile au fost nenumărate. Acum, Biblia actuală se bazează pe vreo câteva, pe vreo patru. Dar evangheliile au fost o grămadă. Am auzit și de Evanghelia lui Iuda chiar, pe care puțini o pomenesc. Eu așa înțeleg că Bobu are pretenzii că Biblia asta care e scrisă acum nu corect scrisă sau ce? Eu ia Nu, că n-a vreau. zis că nu, pentru că pentru el nu există corect. Pentru el există relativ și pentru mine. Eu când citesc, de Ok, exemplu, din am Judecători 19, că vin aceia la ușa omului și îi zic să iasă oaspeții tăi afară să-i cunoaștem într-o versiune de Biblie și în altă versiune de Biblie să iasă oamenii cei afară să-i violăm, crede-mă că e mare diferență. Una să-i cunoaștem și alta să-i violăm. Ok, care Depinde din ce mesajul limbă ai acum? tradus și ce oameni au tradus, cât de pudici erau, în ce secol au tradus. Că unii erau foarte rușinoși, alții erau mai sloboți la limbă, la gură. Aha, și mesajul vostru, adică al lui Mesajul vostru Bobu, e că e este... relativ. Ce citești în Biblie nu e nimic bătut în cui, e relativ și e Asta e... depus în context și nu foarte serios. Ei al lui Oleg Bobu, Vlad, da, Oleg Vlad, dacă tu vei citi Biblia etiopienilor, vei citi ceva. Dacă tu vei citi Biblia samaritenilor, am dat exemple acestea, vei citi altceva. Toate aceste scrieri transcrise, recopiate și traduse sunt denaturate în felul acesta de la vechile scrieri, cele de la Qumran sau care nu mai există acum. Iar vreau să spun ceva, toate cele vechi scrieri din cultura asta ebraică sunt în genere cele mai vechi, de exemplu, din Vechiul Testament, Turnul Babel, toate cele povești, Potopul și așa mai departe, sunt în genere scrieri copiate după alte scrieri care au fost în Sumer, în Babel. Deci elita ebraică să spunem, după colonizarea asta în Babilon, a preluat de acolo multe mituri și istorisiri și așa mai departe, care erau scrise în caracter acadian, iar alea în caracter acadian au fost la rândul lor copii mai vechi de pe scrierile sumeriene. Bine, scrisul acadian era preluat de la cel sumerian, cuneiform. Dar închipuiți, de la sumerieni, la acadieni, după asta la amorieni sau aramei, sau pe de altă parte la evrei, după asta traduse și restraduse, vechile literi, hai să dau un exemplu. Eloh, de la care provine și cuvântul Allah. Deci termenul acesta, Eloh, este de la verbul Eloha sau Eloah, care înseamnă a înjuga. Deci a pune în jug. Și înseamnă stăpân, pentru că stăpânul pune în jug. Și care este antonimul? Elohul era stăpânul, iar antonimul, cine ar fi? Ar fi Sclavul, sclavul. robul. Exact, robul. Știți că noi, dar știi cum s-a tradus în Biblie? Slujitor, slujitorul lui Dumnezeu. În ebraică e Eved, la fenicienă era Abod, dar la arabește
Abad, știi, de exemplu, numele acesta. Abdallah înseamnă sclavul lui Eloh, știți? Și am dat un exemplu cu doi termeni care s-au tradus unul ca Dumnezeu și altul ca slujitor al lui Dumnezeu. Și cu totul alte semnificații. Sau, de exemplu, binecuvântat înseamnă, de fapt, sau să spunem, de la verbul băraca, care înseamnă a lovi, a supune prin lovire. Și când acolo ești, s-a tradus ca și când ești supusul cuiva și stăpânul ăla te binecuvântează. Înțelegi cât contează Dar și la traducerea? noi are sensul ăsta că îl miluiești pe unul cu Sfântul Nicolae din Cui, să-i dai o bătaie bună cu ghișiu. Sfântul Nicolae din Cui să-l miluiești pe unul. Da? Cam s-a păstrat sensul și la noi, cel puțin în scrierile lui Ion Creangă. Eu v-am înțeles, vă mulțumesc pentru atenție, eu plec, am acolo niște oaspeți, trebuie să vii, mă bucur foarte mult. Vin martorii lui Iehova să-ți vorbească despre Cartea Sfântă. Eu mă bucur foarte mult despre a voastră personală informare, mă gândesc că eu îți vă duc pe voi la viața veșnică. Aia nu mai bine. Noi nu ne dorim viață veșnică, eu cel puțin cred că asta s-ar putea să fie singura existența noastră pe pământ și nu există altă existență după asta, de aceea îmi doresc să o trăiesc demn, liber, fără frici, fără prejudecăți, fără misticisme. Iată, Oleg Vlad a spus de rai, în ebraic ar fi Eden, dar Eden este tot un termen sumerean la origine, înseamnă Eden, ceea ce s-ar produce sălașul înțelepților. Iar iad este de la cuvântul tradus ca iad, din ebraicul Sheol, care însemna grote. Și grotele erau locul unde erau aruncați oamenii sărmani care mureau. Deci săracii când mureau erau aruncați în grote, așa erau îngropați. Adică cel mai urât loc unde poate fi era ăla, iadul ăla. Și după asta, mă rog, lângă Ierusalim era un loc cu pucioasă, Gen Hinnom era un fel de groapă cu pucioasă și după asta a devenit iadul într-un fel asociat cu acel loc. Dar original era grota, iadul, iar raiul era acel loc al celor stăpâni, sălașul lor. Și alt termen, nefeș, care însemna trup, de fapt, în Biblie s-a tradus ca suflet. Victoria Spinei ne urmărește și zice că conform Bibliei, poporul izraelitean e poporul ales de Dumnezeu, dar ci că anume ei, evrei, l-ar fi răstignit pe Iisus Hristos pentru că judecătorii nu doreau să-L judece, ci că n-aveau nicio vină, dar poporul evreu zicea, răstignește-L, răstignește, să curgă sângele Lui peste copiii noștri. Și iată, ea zice că evreii și-ar fi atras relele asupra lor și de atunci au războaie. De parcă alte popoare nu tot au războaie și n-au nicio legătură cu mitul, cu povestea asta biblică. Mai ales că Iisus, născut la Nazaret, era și el evreu și atunci evreii fac ce vor cu personajele inventate tot de ei și ei nu mai cred acum în Biblie. Tora lor e mult departe de Biblie, la fel ca Talmudul sau cum se numește, Coranul. Da, dar Biblia, da, Cartea dar Veche, Biblia, Vechea Scriptură, se pare că seamănă cu Bibliile lor, dar după aceea s-au despărțit. Da, însă Biblia creștină provine de la Tora ebraică. Vechiul Testament provine de acolo. Problema este că Tora ebraică, sau scrierile care au format Tora ebraică, provin de la alte scrieri mai vechi din Orientul Apropiat și în Mijlociu. Toate erau povești populare din vremea aceea și unele s-au cristalizat într-o formă de religie, altele în altă formă de religie. La fel ca și între evrei, există niște rivalități între șiiți și suniți și, nu evrei, musulmani. Și toți au aceeași religie islamică. Toți cred despre profetul acela Mohamed și tot așa, dar iată, e reconciliabil, unii șiiți, alții suniți. Să mai spun un exemplu, în ceea ce noi cunoaștem ca înger este din greacă angelos, adică emisar, mesager, cel care aduce o știre. Dar termenul ebraic era melac, dar melac ar însemna executor, cineva care
face ceva, încarcă ceva, târâie, duce ceva, deci un executant. Și noi avem un anumit concept, în creștinism, noi avem un anumit concept despre îngeri, îngerași, drăgălași, pe când termenul și verbul de la care provenie era unul exact, era unul concret și însemna cu totul altceva. Și oamenii din Biblie, atitudinea lor față de acei îngeri, erau așa, cam de frică, oamenii se cam temeau. Când venea un mesager de acela trimis de cineva să le dea o poruncă oamenilor, oamenii se temeau de acei îngeri, adică de acei executanți. Bine, și vreau să spun încă ceva, numele din Biblie. De obicei, numele din Biblie sunt poregle sau titulatori sau semnifică ceva, deci nu sunt nume proprii, ci sunt asocieri. Cum este din Noah, adică Noe înseamnă confort, Enoch, adică Hanoch înseamnă dedicatul sau așa ceva, Iared înseamnă descendent și așa mai departe. Deci numele din Biblie erau ca un fel de poregle sau titulaturi puteau să fie a unor anumite personaje. Dar lumea glumește acum. Cum a putut Iisus Hristos să găsească în tot Orientul Mijlociu 12 apostoli pe care să-i cheme? Ștefan, Petru, Pavel, nume de astea mai că românești. Ei nu, cred că se numeau altfel. Ei Noi se le-am numeau adaptat. Altfel, dar a fost tradus în greacă. Stephanus înseamnă coroană, Petrus înseamnă Petru, dar în ebraică Shela sau cumva altfel se chema Chefa, nu știu cum. Dar, în schimb, Iisus provine de la ebraicul Yehoshuaha, asta e ebraicul biblic, din bret că pe timpul lui Iisus se vorbea aramaică și el era pronunțat Yeshua, dar oricum provine de la ebraicul Yehoshuaha și în acest cuvânt este rădăcina Yehova. Din nou, Yehoshuaha înseamnă ceva. Și sunt multe cuvinte la, mă rog, la evrei care provin de la, care au această rădăcină, inclusiv numele nostru Ion, provine din ebraicul Yehohanan și avem rădăcina asta cu Yehova. Adică acel zeu al evreilor. Victoria confirmă ce știe și ea de la biserica ei. Tora sunt cele 5 cărți inițiale din Vechiul Testament de până la nașterea lui Iisus Hristos. Deci Iisus Hristos era întâi prevestit că se va naște, că va apărea câteva mii de ani. Evreii și popoarele din jur prevesteau că o să apară și după aceea au rescris și au povestit deja din apostolii lui care și cum a văzut aventura aceea lui Iisus Hristos. Că el multă vreme, doar după ce s-a născut, a fost interesant, după ce a fost pogromul acela să omoare toți copiii și după aceea vreo 25 de ani nu se știe nimic despre Iisus Hristos ce a făcut. Câmbla la pește, câmbla la club, că făcea nebunii ca toți copiii, nimic nu se povestește. Se povestește doar înainte de 33 de ani, când s-a trezit el că e Mesia, să meargă să răstoarne tarabele prin temple și să fie răstignit pentru că s-a crezut prea important. Că a deranjat, da, când a început să umble să caute echipă, când umbla cu 12 bărbați în jurul lui și încă și pe Maria Magdalena a mai sedus-o. Deci dacă umbla cu 12 bărbați, care e problemă? Da, Maria Magdalena era prietena lui. Și aia erau niște oameni de rând pentru că a avut susținători, o parte. De fapt, el a fost fariseu, în sensul că era din elita asta, nu, a devenit într-un fel din elita asta preoțească, a fariseilor care cunoșteau bine Tora ebraică. Aia erau fariseii, fel de preoțime. Și el tot a ținut cuvântări în Biblie, ăsta, la sinagogile lor. Acolo, mai exact. Da, mai exista o partidă saducheie, erau elita aristocratică cum ar veni și erau altă partidă cum ar veni și erau un pic în conflict. Dar cel mai probabil că Iisus a fost un fariseu în sensul că era dintre acei preoți, însă mă rog, el critica faptul că sunt ipocriți, adică farisei. Da, acum a căpătat conotație negativă cuvântul fariseu, dar atunci era o tagmă, o breaslă, o meserie, cum sunt preoții acum. Majoritatea, cei mai mulți, cea mai răspândită familie, nume în România e Popa, Popescu, Popovici. Respectiv Ion. E o tagmă, da. Respectiv Ion, care provine tot din ebraic. Și respectiv, spun, cum ai zis, farisei. Dar vreau să spun că aceste nume de care am spus, care puteau să fie porecle sau titulaturi, sunt al unor personaje care aveau alt nume și arheologic le putem identifica, sunt corespondenți, adică putem să spunem cine era în altă cultură, în altă scriere. De exemplu, Noe, la sumerieni era Țiu Sudra,
La Acadien era Utnapishtim, în Egipt e Soaret, iar poveștile despre noi în toate acele culturi sunt mult mai vaste, cu mult mai, să spunem, cuprinzătoare, cu mai multe detalii. În schimb, în colecția asta evreilor din Tora, respectiv după asta din Biblie, este simplificat, redus, tot așa și cu turnul Babel, potopul și așa mai departe. Spunem, din titulatura asta, din Sumer de obicei, sau Acad și așa mai departe, care provine tot din Sumer, dar cu mult mai reduse și simplificate. De exemplu, turnul Babel era templul zigurat al lui Marduk, în Biblie Merodac ar veni, sau Mordecai. De exemplu, în Israel este numele Mordecai. Templul ăsta era Es Agila, care înseamnă sălașul capurilor înălțate, sau cam așa ceva. El era turnul Babel, cum ar veni. De ce Babel? Pentru că e vorba de Babilon. Și după aceea nu mai puteau împărți scrierile astea și ideile astea Acolo, religioase, se bine, certau acolo în Babel pentru tot erau. felul de principii, cum se ține mâna la Nu, rugăciune, cum se principii, ține nu. post, cum se numește una, cum se numește alta, și s-au scindat, s-au făcut tot felul de secte, chiar biserica inițială s-a scindat peste 1000 de ani, nu? A apărut biserica catolică, biserica ortodoxă. Da, dar pe timpurile cele când cărturarii, preoțimea asta exilată în Babel, copia texte din Sumer, din Acad și așa mai departe și le simplifica și a format Tora asta veche, pe timpul acela, în Babel, din cauza că s-au adunat, au fost colonizate multe populații, nu știu mai bine, ei vorbeau aramaică. Și după asta, de acolo și evreii și-au preluat scriptul ăsta ivrit, care îl folosesc ei și așa mai departe, alfabetul, dar din cauza că s-au adunat atât de multe populații, s-a primit un fel de amestecături, cum ar spune evreii, bălăgan, care înseamnă amestecătură, și de aici o confuzie. Deci era o confuzie limbi pentru că erau mai multe populații acolo în Babel. La un moment dat, Babel a avut peste 700.000 de locuitori, împreună cu suburbiile, iar evreii se pare că au fost într-o suburbie. În una din aceste suburbii de Babel s-au ocupat evreii să redacteze, să compileze și să facă această veche formă a Bibliei, a Torei lor, de fapt, de la care provine și Biblia. Asta se întâmpla prin 550, înaintea noastră. Deci, procesul îndelung, lent, uneori mai violent și mai rapid, până azi s-a ajuns la ceea ce avem, aceeași carte a tuturor creștinilor, dar care tot e interpretată în mod diferit. Catolicii își fac cruce de la stânga la dreapta sau invers, unii cred în Maica Domnului, alții cred că e importantă Sfânta Treime. Deci iată ca șiiții cu suniții și creștinii se ceartă pe niște chestii neimportante. Dar mie, ca Sfânta ateu, Treime e puțin din îmi pasă. filozofia greacă. Cum e? Scuze-mă, Sfânta Treime este din filozofia greacă și chiar acolo a ajuns dintr-un fel de misticism, deci este egiptean. În sensul că există trei aspecte ale, să spunem așa, ale umanității, spirit, suflet și trup. Și este o diferență între spirit și suflet și asta ar fi de fapt treimea. Care după asta a fost preluată în ideea asta creștină, în creștinism. Cea mai distractivă confuzie e că Iisus Hristos e Dumnezeul nostru, dar El e și Fiul lui Dumnezeu. Și atunci când zici numele Tatălui și a Fiului, de fapt te referi la aceeași persoană, dar Sfântul Duh cine-i? Cel care a lăsat-o gravidă pe Maria? Nu știu, e prea complicat. Cristian Marin zice că Iisus Hristos a fost răstignit pentru că a deranjat ordinea și liniștea publică. Cam dură pedeapsă, nu pentru așa deranj. Eu aici iau amenzi în România sau în Republica Moldova. Dar acolo chiar te răstignea pentru așa păcat, pentru așa pedeapsă, pentru așa ilegalitate. Da, Cristian Marin, el se pare că a fost un fariseu în sensul că a făcut parte din această elită a preoțimii, însă el avea altă doctrină, un pic altă doctrină și chiar se considera fiul al Dumnezeului evreilor, al lui Iahve și a intrat un pic în conflict cu autoritățile de acolo. Administrația romană nu a vrut să se implice în conflictele religioase dintre ei, n-au vrut, administrația romană vrea doar să fie pace acolo. Dar alți rivali farisei cum spun, au ținut neapărat că el să fie judecat conform legilor evreiești și condamnat pentru că
El a, nu a acceptat toate, cum să spun, toate ideologiile acestea din mozaice. A vrut să aducă o schimbare și a intrat în conflict cu ceilalți colegi ai lui, cum ar veni mai mari, oricum mai bătrâni, din Sinedrion. Poști, mă rog, farisei și aceia. Am în vedere în sensul că erau, deci, ăștia cărturari în, și farisei, mă rog, și asta au făcut. Pe când saducheii nu s-au implicat în acest conflict. Saducheii care dominau, să spunem, economie și dominau politica din Ierusalim, nu s-au implicat nici să-l ajute, nici să intervină în vreun fel în acel conflict. E trecut de ora 9, s-a închis secțiile de votare din Moldova, așa că dacă aveți chef, puteți să intrați să vorbiți și despre asta, mai ales dacă aveți informații despre prezența la urne, despre eventuale fraude la secție de votare. Iată, la mine din sat, de exemplu, unul dintre concurenți reclamă că actualul primar ar fi cumpărat alegătorii cu colaci. Dacă e așa, atunci e foarte grav. Sperăm că Oleg Cernei să documenteze și să demonstreze astfel de cazuri și să obțină eventual câștig de cauză în instanță, în instituțiile electorale și tot așa, să fie pedepsit orice astfel de abuz, indiferent de cine îl face, că e de la guvernare, că e din opoziție. Oleg, aș putea să fac o prezentare de ecran? Sper că da. Hai Vezi. să încercăm. Hai, încearcă. Partajează, da? Partajează. Ok. Acum sper că se vede ecranul, da? Stai să mă uit. Nu, încă nu. Partajează tot ecranul, trimite, dar acum? Ah, da, dar tu trebuie să schimbi acum, tu ne arăți. Așa, da, acum vedem și ce ai tu pe ecran, da. Înseamnă că și atunci tu ne arătai ecranul, dar eu mă vedeam tot pe mine cu tine și credeam că... Da. Să fac o trecere în istoria, trecere în revista istoriilor. A fost o eră cananeană, a fost o eră patriarhală, când amorieni și alte populații cu minorități din Israel, Habiru, triburile de evrei, au pătruns în Egipt, dar nu au pătruns într-un mod așa chiar pașnic, dar s-au infiltrat acolo. După asta a fost o eră tribală a celor 12 triburi. Așa, și au fost chiar și faraoni care au avut soții sau iubite sau amante de origini semite, să spunem, hicsoși sau amorieni, așa. Este complicat, da? Personajul Moșe, adică Moise, cel mai probabil era o poreclă. Moise înseamnă fiul de faraon. Și s-ar putea să fie fost Acenaton. Dar trecem peste asta. Exodul la evrei, considerat 1312 înaintea noastre. Urmează perioada judecătorilor. Deci nu știu dacă se vede săgeata pe care o arăt eu, da? Și atunci când au loc infiltrările filistine, adică pelasgilor tot de prin delta Nilului spre litoralul ăsta izraelitean și până la cetatea Iope, care e actualul Tel Aviv, și pe de altă parte din nord colonizările fenicienilor, bine, are loc extinderea triburilor ebraice peste Iordan, deci cam unde acum Iordania, peste, în riftul de vest, zicem. După asta, perioada tradițională imperială, tradițional, în jurul anului 1000, ar fi fost Saul, apoi David, apoi ar fi fost Solomon, iar teoria este că aceste personaje ar fi fost de fapt niște faraoni din Egipt și erau de origini hicsoși, deci nu era dinastia așa recunoscută în Egipt, dar un clan din Delta. Urmează perioada celor două regate, așa. Prin 900 aproximativ apare acest personaj, Jehova, Yahuwah. Apare undeva în Egipt, Yah, zeul Yah. Și era o minoritate aceasta a triburilor Habiru, adică de evrei, ai zeului Yah, adică ai zeului Jehova. Prin 800 apar sursele El Elohim ale Torei ebraice, care sunt scrise la curtea Israelului de Nord, deci cam pe unde e Galileea, cam pe acolo, pe unde s-a născut Iisus. Sau pe unde mai târziu au fost colonizați samariteni în Samaria. Urmează perioada exilului,
Prin 690 este introdusă sursa levitică, adică preoțească a Torii. Așa. Prin 620 sursa Deuteronomului, cu Iosua, cu judecătorii, Samuel, regi și așa mai departe. Toate cele scrise probabil de aceiași autori la curtea, mă rog, regiului Iosia din Ierusalim. După asta urmează mai multe probleme pentru că năvălesc babilonienii și are loc exilul. Să spunem așa, prin 1800, pe când în China urmează dinastia Shang, începe era patriarhală biblică. Așa. Și am amintit de niște clanuri din Orientul apropiat, de pe unii ai Siria, acum, care pătrund tocmai în Egipt. Se pare că erau o seștă foarte mare și au pătruns o parte acolo. Asta cum, aici vedem cum ar fi arătat acei semiți. Bun, să mergem repede între ei. Și au fost niște faraoni de origini semite, iată cum îi vedem aici. Cu nume Iacub Hăr. Și eu presupun că vechii patriarhi ai evreilor ar fi fost tocmai aceia patriarhi, adică șef de trib din Egipt, dar de origine semiți din Asia. Și 1650, 1580, Hicsoșii adoptă zeul, cam în, de atunci Hicsoșii adoptă zeul Yeh, în Egipt era numit Yah sau Yeh, iar de în paleo ebraic era numit Yahuwah. Probabil că exodul este fenomenul în care aceste minorități sunt expulzate din Egipt înapoi în Canaan. Și ei vin unde? Vin prin, mai întâi, probabil din Hebron. De asta Hebronul este considerat, spunem, lăcașul patriarhilor. Și după asta, să merg repede prin toate aceste evenimente, are loc exodul Hicsoșilor din delta Egiptului, în sudul Canaan, unde ar fi fost tribul Apiru sau Habiru, tribul Simeon, dislocat de pe coastă de către filisteni, deci filistenii dislocă acest trib al evreilor, spre tribul Iudeu, Yehuda. Zeul refugiaților Hicsoși rămâne acesta Yahu, care este amintit într-un ținut mai scurt din Orientul apropiat, iar apoi urmează campania egipteană de pedepsire. Deci armata lor vine după acești refugiați să-i pedepsească. Astfel, filistinii se retrag și ei spre unde îi fâșea Gaza, de exemplu, acum, dislocând triburile pe care le-am amintit. Și aici sunt amintite cetățile unde acum chiar are loc acel război între Israel și Gaza în ebraică, spre pustiul Negher. Așa, să mergem mai departe. Și tribul Iuda este cel între Ierihon și Hebron, care, mă rog, e ocupat acum de Iordan, este Cisjordania. Și denumirea dinainte de evrei era Kiriat Arba a cetății Hebron, iar a Ierusalimului era denumirea Iebus. Așa, bun. Lăsăm aceste detalii. Aici arăt relațiile din familie, din familia dinastică și, să spunem așa, înrudit cu aceștia din clanul Hicsoși. Oleg, dacă sunt văzut și auzit, să-ți dai un feedback, te rog. Dacă se vede bine și sunt auzit bine, să-mi dai, te rog, un feedback. Și se vede și se aude. Bine, prin 1390, ce se întâmplă, soția aceasta a faraonului este fata curteanului Iu-Yah, care devine Iu-Sef, dar Sef înseamnă vizir. Și presupun că asta ar fi însemnat... Ăsta ar fi fost Iosif, adică vizirul Iu, în ebraic, în paleo-ebraic, Iosef. Asta este chiar mumia lui Iosif. Bun, mai departe. Eu aici arăt cum, cine ar fi fost Moise, fratele lui Aron și așa mai departe, pentru că denumirea aceasta, Aharon, sună tot destul de egiptean. Aha era chiar un cuvânt egiptean. Ei erau un faraon Ahmoses sau Tehut-Moses. Moses chiar înseamnă fiu. Sau Ramoses, acestea sunt cuvinte egiptene. Bun, lăsăm dinastia asta. Unde mergem noi? Arăt de unde provin cuvintele din ebraic. Adonai înseamnă lordul, care provine de la Adhon, Aiu, de la reprezentanții acestui clan. Hai să, cum să fac eu, să sintetizez, că e multă informație. Iată cum arătau evreii în antichitate. Bine, între 1000 și 950 slăbește prezența garnizoanelor egiptene în Canaan, astfel în Valea Izrael,
a râului Chișon se constituie regatul din Israel, adică a casei de nord, în jurul unui trib Habiru, adică de evrei, care cuprindea vreo 5 triburi din jur. Acolo erau Manashe, Zebulon, Isachar, cam așa, aceste triburi. De exemplu, în jurul tribului Isachar, din valea râului acesta amintit, în cetatea omonimă, Israel, la câmpia Esdrelon. Deci, vedeți de unde provine chiar și cuvântul Israel. În vecinătatea tribului Manashe, din care poate, din cauza asta, Isachar emigrează, din cauza tribului Isachar, o parte emigrează peste Iordan, în ținutul, mai scurt, în Transiordania. Și la fel ca și triburile Gad și Ruben. Bun, așa răsăm amănuntele istorice. Filistinii ajung și ei pe unde e acum Tel Avivul. Bun. Hai să luăm ceva legătură cu domenii. Aici arăt toată geografia, cu alte cuvinte. Prin 900, până acum se formează la curtea Principatului de Sud, adică Principatului Iudeu. Se formează țara asta, regatul de sud, regatul iudeu, din refugiația Hicsoși din Egipt, ai deltei, deci care au fugit din delta, din Țoan, și colaboraționiștii egipteni, în jurul ultimilor reprezentanți ai casei, ai dinastiilor din Amorion, cu sediul la Beersheba, mutat din Beersheba, deci din Negev, la Kiriat Arba, adică în Hebron, care el denumesc Hebron. Și probabil îl cucerez de la un trip de arabi, de idumei, așa. De asta Hebron este considerat cetatea patriarhilor biblici, întrucât aici ar fi fost aduse sarcofagile acelor patriarhi sau din Amorion, care era o oază în Egipt, acum este Tell el-Amarna, un sit, sau din Țoan, adică din Delta. Și de acum aici, deci în Hebron, se va redacta sursa Torei cu Yahuwah. Și Yahuwah este zeul care apare în prima dată amintit în Egipt, zeul Yah din Amorion, din acea oază, din Egiptul de mijloc. Printre care, deci printre aceste cărți, este probabil că acolo este scrisă în Hebron și Cartea Războaielor lui Iahve. A existat așa o carte, Cartea Războaielor lui Jehova. Manuscris amintit în Biblie, dar s-a pierdut. Elita din Hebron era preoțimea de o origine mixtă. De ce? Pentru că puteau să provină de la familiile cele înrudite și cu Hicsoși și chiar cu faraoni. De la colaboratorii egipteni și a lui Aharon și Mose, iar curtea asta iacobită îl consacră pe Avram ca patriarhul lor. Fiind peste restul refugiaților din Egipt, deci care erau și Hicsoși și urmașii popoarelor mării și mixturile lor, cu care Hicsoși au ocupat populația în majoritate din sudul Canaanului, adică din regatul iudeu. Așadar, noi avem două regate, cel de nord, Israel, și cel de sud, iudeu, prin anul 900, să zicem. Așa, să vedem ce se mai întâmplă mai departe. Prin 800, de când asirienii se extind, așa, încep refugii din regatul de nord în cel de sud. Israel, Ierusalim capătă suburbiile, deci la poale de orașul lui David, cu refugiații izraeliteni. Așa, încep a fi redactate sursele Torei, deci din 800 înaintea noastre, de pe textele sau folclorul din Canaan, adică din regatul de nord. Aduse mai ales de cei din regatul de nord, din dinastiei Bit Humria. Cu familia și sunt introduse acum familia asta de termen. El, Elim sau Eloh, Elohim și alți zei. Deci la început vechile surse aminteau de exemplu erau zeițile Anat, care probabil provine și asta din Egipt. Ashtarot, care era Astarte, adică la sumerienii asta era Inanna. Mai multe zeiți erau. Zeul fenician Baal, care era asociat cu alt zeu care a amintit și el în sursele sumerene, Enlil, de aici termenul Ilu, Eli, de exemplu noi avem un cuvânt în română, cuvântul Ilie, provine de la termenul ăsta, și mulți alți termeni care provin, el în genere înseamnă zeu de acesta, El Shaddai, El Gibor, iar El Shaddai acesta e cel mai probabil să fi fost tatăl lui Yahuwah. Iar Yahuwah să nu fi fost numele propriu al lui, ci o poreclă, ca și când el așa apare într-un mod spectaculos, într-un mod în care făcea zgomot. Și mai sunt amintiți alți zei de aceștia din Canaan. Chemoș, Milcom, Melcart, Moloch, Mamon, Coș, Dagon, de exemplu, era la filisteni, Rimon, la sirieni și așa mai departe. Deci, inițial, textele acelea cuprind toți acești zei, zeișori și așa mai departe, însă cu timpul prevalează peste toți Jehova, iar de la un timp, în general, cei care au scris Biblia au considerat că Jehova trebuie nu că să fie principalul din panteonul politeist al evreilor, ci doar unicul. Deci, inițial, erau mai mulți. Într-o altă etapă, Jehova devine superior tuturor, deși inițial el era un zeu minor, nesemnificativ față de El sau Baal sau alții. Iar în a treia fază, în general, el să fie doar unic cu zeu și ceilalți zei, adică devin idoli.
Însă el devine unul cu Zeu și cum s-a traduce Dumnezeu devine. Deci de când scapă de presiunea filistenilor, supuși asirienilor, surge și se pot ocupa de redactări. Asta înseamnă după 800. Prin copierea textelor scrise de la curțile din nord, din cetățile aceste vechi din Israel, principatul de sud poate profita de eliberarea de filisteni pentru să mute curtea din Hebron în Ierusalim. Deci după 800 devine Ierusalim, și nu prin 1000 când ar fi fost, adică David sau Saul, ci după 800 Ierusalim să devină orașul lor și să o pronunțe așa cum o pronunțe acum. Să vedem ce mai avem aici. După 700 au loc refugii mai mult din regatul de nord în regatul de sud, din cauza că regatul de nord năvălesc asirienii. Și de acum toate informațiile sunt foarte veridice, datorită refugiilor. Ierusalim abia de acum devine o capitală importantă și în genere regatul acesta iudeu devine populat din cauza refugiilor. Apoi regatul ăsta scapă de presiunea filistenilor și recuperează mai multe cetăți și abia din 700 se poate vorbi despre un regat iudeu și cu un zeu unic, pentru că până atunci au fost politici, dar de acum sunt monoteiști acestui zeu Iahve. De prin 710 cu regele ăsta s-ar putea face primul templu solomonian, deci primul templu nu a fost în Ierusalim, ci templul acela al lui Siamun, care a fost un faraon din acea dinastie din Delta, ar fi fost în Jaan, adică în Țoan. Iar acum se face chiar aici, pe colina Ierusalimului, cu arhitecți fenicieni și așa mai departe, înfrumusețat cu patrimoniul de aduși de, probabil, de fenicieni. Israelitenii din nord, iudeii din sud, conducătorii proveniți de la Hicso și minoritățile și mixii și așa mai departe, toți aceia și idumeii din apropiere, toți aceia vecini autohtoni cananei, toți devin poporul evreu. Deci poporul evreu, nu cât de acum, dar din antichitate, nu este un popor pur genetic. Și provine de la toate aceste populații care le-am amintit eu. Deci mai avem aici, de prin 700 devin toți iudei, monoteiști ai cultului Iahve. De la pierderile din nord, întinderea regatului, mi-ai scurt aici informații istorice și cum ei ajung la cetatea care acum Elat, în golful Acaba. Deci mai avem aici, prin 690. Regele reface zidurile și porțile capitale pentru că s-au refugiat mult și vrea să cuprindă suburbiile. Așa, în această atmosferă este scrisă la templu, deci cam prin 690, la templu acesta solomonian, primul de fapt, și nu la curtea regelui, este scris în sursa levitică, adică preoțească a Torei, și ca o reacție a preoțimii levitice la scrierile curții, la scrierile de origine sudică cu Jehova. Și cele aduse din nord, care îl denigrau pe Aron, mă rog, și cu completări de la surse samaritene. Sursa levitică îl denigrează pe Moise, care era ca un simbol pentru curte, fiind din sursele sudice. Dar apropo, pe atunci, tot ca și Moise important, era și ăsta, Enoch. Bun, într-o rivalitate se întâmplă asta pentru dreptul la preoțime, deci drept pentru care leviții monopolizează dinastic acest drept, cei care erau din dinastia asta, din care a spus Amoreană sau Hicsosă, monopolizează dreptul ca să fie patriarhi și preoți. Și ei intră astfel în conflict cu reprezentanții curții. Prin 660, Canaanul se eliberează și apogeul regatului iudeu. Se încheie fortificarea, așa, bun, să vedem ce se mai... templul ăsta solomonian, probabil că este după planul templului amorian original a acelui clan, a acelui patriarh, de undeva din Siria de acum, din Siria de nord. Așa. Prin spre 600, reformele unui rege de acolo, care Iosia, face scrierea sursei Deuteronom, deci ultima sursă a Bibliei, Deuteronomul, a Torei, mă scuzați, care este scrisă nu la templu, dar la curte, ca o cronică paralelă cu sursele din arhiva templului. Cărțile Iosua, judecătorii, Samuel 1 și regi și așa mai departe, 1, 2, regi 1, 2 și așa mai departe, sunt scrise acum de scribii de la culte, consultând arhiva templului. Deci atât cam cum și prin 609 are loc războiul de pe colina Megiddo. Megiddo era o cetate. Har Megiddo înseamnă colina Megiddo, ăsta Armageddon. Era un război al unor coaliții în care Iudeea era aliată cu o parte care a pierdut, cu egiptenii. Bun, mergem mai departe. Așa, ce era pe atunci lume pe când elita asta din Ierusalim scria, compila Vechi Testament, Tora, să spunem. Pe atunci în China trăiau Confucius, Lao Tzu, regele Crezus devine în Lidia rege, ocupă cetatea Efes. Din Efes era Hermodorus, care ajută romanii să redacteze codul de legi, care e la baza legii romane, dreptului roman.
Uitați-vă, erau Dias înțelept, în prieni, în Samos, Pitagora, în Lindos, era alt înțelept și așa mai. În mine că erau foarte mulți oameni celebri. Și Histria fondează Odessa pentru comerțul cu cereale, cu geții. Deci toate ce se întâmplă pe când, paralel, am vrut să spun. Așa, să vedem ce mai am aici. Cu jumate de mileniu înainte de Hristos, înainte de era noastră. Da. Prin 460, Ezra este emis de la curtea din Suza la Ierusalim, apoi vine și Nehemiahu, Nehemie de la, de vedeți, Nehemiahu, iarăși Iahu, de la curtea regiului din Suza, din Persida, cum ar veni. Pe atunci în China trăia filosoful Moze, iar în Liga din Delos era hegemon Pericles. Cu aceștia, deci cu Ezra și cu Nehemie, este încheiat Pentateuhul, cele cinci scrieri, prin combinarea surselor precedente și independente, cu revenirea lui Ester. Pentateuhul este baza Torei, adică Bibliei ebraice, este revizuit și după 390, dar corpul principal se scrie până la 397. Cartea este anacronică, scrisă la curțile cananiene, acele cetăți vechi, care le-am amintit, sau în centrele politice ebraice, în Babel, în Suza, dar privește niște epoci anterioare și distorsionează în mod deliberat perspectiva cronologică ale evenimentelor. Deși eu distorsionează deliberat această perspectivă. Pentru ca să convină celor care... Să spunem că dacă în anul 570 era un anumit rege sau un anumit patriarh, el poruncea ca să fie compilat și tradus și mai distorsionat un pic textul în favoarea lui sau în favoarea clanului lui. Înțelegeți? După asta venea altă partidă, ei făceau alte modificări. Deci cam așa s-a scris Biblia. Dumnezeu biblic consumează toți acești stârpâni, adică zei, mai ales din facția Elilită, asta nu mai intrăm în detalii. Deci Jehova era probabil că un zeu minor din originar din Asia. În paleogreacă, Yahuwaha, neoebraică Yahweh. Zeu care a fost hicsoșilor amoreni care au ajuns în Egipt, adică Iah, și tot în Egipt era Anat, soția lui. Deci acest zeu al Bibliei, cum ar veni, avea o parteneră și comunitatea evreilor din Elefantine, dintr-o insulă de pe Nil, la sudul Egiptului, aduceau și ei darul la acel templu, soția lui Iah, soția lui Dumnezeu, cum ar veni, Anat. Așa. Cred că aici închei eu. Cam așa arătau semiții și cei care au ajuns prin pătru. Așa arătau cananeni, adică vechii. Așa arătau amorienii de aici. Cei care au hicsoși, adică. Cred că aici închei eu prezentarea mea. Mulțumim, sperăm că a mai avut cineva răbdare să urmărească până aici. Dacă vrei să mai zici ceva și de vremurile de azi, văd că Elohim se zice și acum lui Dumnezeu, nu în limba evreilor. Eloh e la singural, Elohim e la plural. Im e terminația pentru plural în ebraică. Ah, ok. Despre alegeri. Avem prezență la urne până la închiderea urnelor. 41%. Un pic mai mult de 1 milion de moldoveni au participat la vot, dintre care mai mult de 55% sunt femei, mai mult de 44% sunt bărbați. Din cauza că așa sunt și în cap de partizare. Da, se pare că femei avem 52%, dar ele sunt mai prezente la urne. La fel, tineri avem mulți, dar dintre tineri au participat doar 26%, dintre tinerii de până la 25 de ani. Cei de vârsta mea sunt reprezentativi, tot 41,471% au participat. Cei mai activi, cei mai prezenți sunt pensionarii, 68%, mai mult de 68% dintre pensionari, și cei de vârsta de Desigur, pentru că până ei la se ocupă. pensionare, 58, mai mult de 58% au participat la vot. Așa că Da, tinerii pentru că pensionarii au o grijă. să nu se plângă Da, tinerii tinerii sunt. că nu îi reprezintă primarii, consilierii, pentru că n-au vrut să participe ei la vot. Să se mulțumească cu ce au ales cei de vârsta mea sau mai vârstnici decât mine. Victoria Spinei Exact, glumea pensionarii. despre intrigile de la mine din sat. Colacii erau cu sarmale și cu 100 de grame, sau dacă erau cu lumânare, atunci să fie veșnică pomenire. Aștept discuție despre războiul din Israel și despre electorală. Victorie, despre războiul din Israel am vorbit data trecută, nu cred că mai revenim acum, mai ales că nu avem nimic nou.
Și Victoria ne întreabă dacă 41% este suficient după lege. Se pare că odată era necesar pentru validarea alegerilor 33%, după care au coborât pragul până la 25%, când odată în Chișinău nu participau nici o treime din alegători. Deci, da, alegerile sunt valide, chiar dacă n-au participat nici jumătate dintre alegători. La alegerile locale se validează la 25% sau 33%. 41% înseamnă o Oleg, prezență foarte bună, da. vreau să spun că acest principiu că cine participă acelui, spunem, vot e luat în considerare, e un principiu roman, e un principiu corect, pentru că cine nu participă înseamnă că nu are vreo pretenție. Iar la noi se obișnuiește că pensionerii au grijă mereu să voteze viitorul tinerilor, iar dacă tinerii nu iau o atitudine, înseamnă că, mă rog, să Înseamnă că accepte, au să-și încredere în asume. cei în vârstă, da. Da, să-și asume faptul că au decis Consecințele, alții da. pentru ei. Oricum, în Moldova sunt puțini tineri și de-aia voturile sunt puține, dar chiar și din cei puțini, votează și mai puțin. Deci, cu cât crește vârsta cuiva, cu atât este mai predispus să plece la vot. Asta arată statisticile. Și femeile sunt destul de implicate. Foarte bine. Și să participe, să se implice, să candideze. Se pare că Victoria Spinei candidează și ea. E pe listele Partidului Verde Ecologist, dacă nu greșesc. Acum are loc numărătoarea voturilor, nu doar a participanților la vot. Ciudat, mă uitam pe site-ul CEC-ului, după ora 9 încă se adăugau voturi. Nu știu de ce. Uite, acum s-a ajuns la 41,41%. Dar era 41,037. Uite, 606. Se mai adaugă tot câte un vot. Dar e trecut de ora 9. Cât e? 93,2. Cum poate să mai voteze încă la ora asta? Sau poate sunt Mai vin din diaspora. oameni... Nu votează diaspora acum, că sunt alegeri locale. Eu n-am putut vota, de exemplu. Sau poate s-au înregistrat până la ora 9, dar abia acum s-a conectat tableta sau de PC device s-a conectat în vreun sat mai îndepărtat și până acum n-a prins internet, știi? Cred că se mai adaugă din când în când câte unul, foarte rar. E adevărat că 40 prezența la vot era la ora 7, deci în ultimele 2 ore abia s-a mai votat 1%. Foarte, foarte puțin mai merg noaptea pe întuneric la vot, că dacă se votează toamna, iarna, iată, se întunecă de vreme și oamenii noaptea nu mai merg la secțiile de votare, nici dacă e la Casa de Cultură, nici dacă e la școală sau unde se mai votează pe la noi. În orașe se mai găsesc secții de votare, dar în sate cam toate sunt Casa de Cultură sau la școală. Deci prezența la vot 41,41. Deci 1.147.606 voturi. Adineauri erau 605. Așteptăm să se numere voturile. În jumătate de localități probabil va fi și turul 2, pentru că nu va avea nimeni o majoritate. Eu cred că e mai Da, democratică în să Republica consiliu. Moldova. E mai democratică în Republica Moldova pentru că în România nu există turul 2 la alegerile locale, chiar dacă are 7-10% un candidat, dacă a ieșit primul în listă, ceilalți au mai puțin ca el ajunge primar. Deci asta mi se pare Genere, ar trebui. nedemocratic. Eu aș propune să fie turul 2 și pentru consilii, pentru că doar din turul 1 se alege consiliul, așa că primarul poate să iasă din turul 1 cu o minoritate nu știu de care, consiliul tot să-i fie ostil sau să se facă o coaliție împotriva primarului și să-i boicoteze tot mandatul, dacă își propune un consiliu municipal așa ceva. De ce? Consiliul este foarte... De ce cei care spun, o să mă duc la turul 2? În turul 1 se votează consiliul și consiliul este mai important în general și așa și trebuie să fie, mai important decât primarul. Și Păi dacă se nu, dar nu laude... înțelegi. Tu știi care e rostul turului 2? Dacă niciunul dintre Pentru primari. candidați nu are, da, dacă niciunul dintre candidați la funcția de primar nu are cel puțin 50% plus un vot. Deci dacă nu are o majoritate. Pe când oricare ar fi prezența la vot, Consiliul are o majoritate, oricum ai da. Sau Eu tu aș ai propune vrea să ca fie turul 2 Consiliul și să pentru fie consiliu. doar bicolor, dacă nu ai majoritate, nici nu intri în Consiliu. Am auzit că există și așa sistem electoral și nu mi se pare corect. Nu, nu, nu. Nu așa. Din Deci, nou turul 2 și pentru consilii. și ce să decizi în turul 2? Ca cineva dintre cei care a luat sub 50% să aibă majoritate obligatorie, deci să conducă un singur partid, Consiliu, nu crezi în valoarea coalițiilor? Nu știu cum să spun. Ar trebui să fie un mecanism și consilierii să fie aleși
tot așa în două tururi. În general, nu doar Și să se care să decide fie dacă este majoritate. consecința? Care să fie consecința? Că din primii doi candidați, unul ajunge primar. Dar din două partide clasate în turul 2, ce vrei? Să aibă toate voturile în Consiliu, să le aibă un singur partid? Să nu mai existe opoziție Adică, sau ce? las că am să fac un film special pentru asta. Bun, bine, Constantin, mulțumesc pentru intenție, pentru participare. Mulțumesc și celorlalți care au urmărit sau poate chiar au comentat pentru că am transmis pe mai multe pagini. O să urmărim comentariile voastre și o să le dăm răspuns. Dacă vor fi evenimente importante legate de alegeri, poate o să intrăm chiar azi sau zilele următoare în direct. Dacă nu, ne auzim weekendul următor, când o să avem mai mult timp liber și să vorbim și noi despre ce o să ni se pare important la ora și la data aceea. Noapte bună tuturor!